Vechea tradiție a fost renodată. Este vorba despre Cupa Presei la tir, care a fost întreruptă 2 ani de criza sanitară. Astfel, jurnaliștii mehedințeni au fost convocați de către Inspectoratul de Poliție Județean Mehedinți la o întrecere cu pistoale. Când sunt pregătită pâine de toalecător, da? Strângem tare pistolul, da? Da. Stai, aici o pregătă. Așa. Brațele împinse la maxim. Tragi de trăgat și o parte lin trăgat, da? Ușor de tot lin, da? Ușor, lin, în degetă, da? Hai, dăm 50 cari, dăm 50 cari, ușor. Ușor, lin, ușor. Hai, să piață, atacată de 10-le. Ușor pe trăgat și hai, vedeți, arătător de la mai efectuare de la mâna de altă. Ușor pe trăgat și mare vezi lin, da? Ușor, lin, lin, trăgat, nu tare, ușor, lin, da? Cum ne grăbim pe ușor. Astăzi, reprezentanții mass mediei locale au participat la Cupa Presei la tir, eveniment organizat de IPJ Mehedinți, desfășurat în cadrul activităților premărgătoare Zilei Poliției Române. Cu această ocazie, jurnaliștii au avut ocazia să își demonstreze precizia în cadrul concursului de tragere cu arma de tir. Când ești pregătit în 10, dăm și să avem cu ăsta, în această două, când ești pregătit, lin pe trăgaci, foarte lin, nu? Nu tragi de el, da? Ușor, lin, 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 ușor, ai un 8, ușor, lin pe trăgaci. Șeful IPJ Mehedinți, Bibu Ștefan Raminel, a fost alături de reprezentanții mass mediei locale. Acesta i-a felicitat pe câștigători și a dat sfaturi tuturor celor prezenți pentru viitoarele concursuri. Astăzi s-a desfășurat la nivelul Inspectoratului de Poliție a Județului Mehedinți o competiție pentru colegii noștri din presă, competiția la care au participat toți reprezentanții presei din județul Mehedinți. Cu această ocazie profit și le mulțumesc pentru participare. Competiția s-a desfășurat ca urmare a sărbătoririi unui eveniment important pentru Poliția Română și anume Ziua Poliției Române. Mai exact, sărbătorim 200 de ani de la înființarea Poliției Române. Colegii de la și colegele de la presă s-au prezentat foarte bine, au tras foarte bine la ținte, au câștigat și premii, au primit și diplome și îi așteptăm și la anul. De asemenea, profit de ocazie să adresez și eu colegilor mei din cadrul IPJ Mehedinți un sincer la mulți ani și să sperăm că anul care vine va fi mai bun decât anul acesta. Colega noastră, Raluca Cojocaru, s-a clasat pe locul întâi la categoria feminin, obținând 48 de puncte. Urmează momentul premierii celor mai buni, la fete și la băieți. Locul 3, la femei, Lăsculescu Andreea Teledoi Drobeta. Obțin. Bravo! Felicitări, domnișoară! Locul 2. Puteți să le dăm și plăsuța, vă dăm și plăsuța. Da, și o mică atenție din partea noastră. Locul 2. Bârlan Gina, Tele 2. Felicitări, domnișoară! Și vă mai așteptăm. Și locul 1, Cojocaru Florina, mehedințul meu. Felicitări! Mulțumesc! Felicitări, domnișoară! Poftiți! Chiar dacă în urma clasamentului au fost stabiliți câștigătorii, până la urmă experiența a fost importantă.